Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața, oameni buni! Bine ne vedem la cafea, încă o dată, în direct, pe Mesagerul de Neamț și Știri din Neamț. După cum bine știți, ieri a fost o zi agitată din punctul de vedere al nostru ca oameni de aici, de la Mesagerul. A fost o zi, cred că un fel de record al știrilor. Au fost peste 40 de știri ieri. Foarte puține ok, așa, ca să zici că se întâmplă ceva bun. De exemplu, ultima știre de aseară, fost o știre foarte interesantă. Astăzi este ziua fără avocați. Practic, justiția este blocată astăzi. Dacă toți avocații se raliază acestui demers, probabil că tot ce înseamnă ședințe, mă rog, de judecată, nu se pot ține pentru că nu pot fi apărați cei care sunt în cauzele respective sau consiliați. Este un nou eveniment în justiție, un eveniment cu ghilimele, după ce magistrații au protestat, acum a venit rândul avocaților și tot așa. Dar ieri, fără discuție, evenimentul zilei de ieri a fost acea, nici nu știu cum să o numesc, ședință de lucru, un fel de CJSU pe sănătate sau, mă rog, în care s-a discutat situația de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Inițiativa a fost a prefecturii, de aceea astăzi l-am invitat și a acceptat invitația în emisiune pe prefectul județului Neamț, domnul Adrian Niță. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și tuturor celor care vă privesc. Astăzi, eu m-am asortat după dumneavoastră astăzi, la emisiune. Am observat. Deci, ca să fie clar pentru toată lumea. Bun. Haideți să începem direct. Ieri a fost, timp de 2 ore și jumătate, un fel de, eu am zis, lectură pe text, adică memoriu făcut de Alexandru Filimon, încă managerul Spitalului Județean de Urgență, care a ridicat niște probleme. Eu nu discut aici de calitățile manageriale ale domniei sale, aici e o altă discuție, dar documentul ăsta este un document care arată fața hâdă a unei realități. Faptul că Spitalul Județean de Urgență pare să fi fost părăsit, nu de noroc, ci de toți factorii decidenți. 8 proiecte majore abandonate sau închise, bani puțini de la minister, bani puțini anul ăsta cel puțin și o parte din anul trecut de la Consiliul Județean și, mai rău, actul medical în sine care se desfășoară este ca număr de internări și așa, sub cele normale, undeva la 50%, parcă mi s-a spus, sau ceva de genul ăsta. 55%. Deci, în condițiile acestea, spitalul se apropie cu pași repezi, nu de colaps, că după mine este în colaps, dincolo de colaps, nu știu cum se cheamă. Spuneți-mi, la nivelul prefecturii, ați primit această scrisoare, dar înainte de ea ați avut semnale? În primul rând, aș dori să clarificăm de ce ieri s-a organizat această ședință. Clarificați că eu pot vorbi orice. Da. Trebuie să spunem că, într-adevăr, domnul manager Alexandru Filimon a transmis o petiție către instituția prefectului prin care semnala mai multe aspecte menite să, spunem, să arate ca o radiografie situația în care se află unitatea spitalicească. Și de ce să nu spunești? Ca o justificare. Și ca o justificare. A domniei sale. Pentru că nu puteam să o tratăm ca pe o simplă petiție obișnuită, adică doar să transmitem către cei vizați de către dânsul în petiție adrese prin care să cerem lămuriri,
am considerat oportun și necesar, fiind vorba mai ales de situația secției de la oncologie, ca să avem o discuție inițial în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pentru a vedea exact și a discuta fiecare punct de acolo din petiția respectivă. Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a fost convocată săptămâna trecută, vineri. Ea a mai avut pe ordinea de zi și alte puncte, alte hotărâri care au fost aprobate. Iar la momentul când am discutat despre această petiție, domnul manager nefiind la momentul respectiv în județ, am considerat că e necesar totuși să participe mai multă lume avizată din acest domeniu și am convocat o nouă ședință, cea care s-a desfășurat ieri, la care au participat reprezentanții ai DSP. Am invitat toți șefii de secții din spital, managerul, directorul de îngrijiri, directorul medical. Au mai fost prezenți cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava și reprezentanții Consiliului Județean, președinte, vicepreședinți și cei de la aparatul ce răspunde de implementarea unora dintre proiectele vizate de această petiție. M-am bucurat că am convocat această ședință și că au putut să-și exprime punctele de vedere toți cei implicați, sau aproape toți, zic eu, pentru că astfel am putut afla care e starea, de fapt, a acestei unități spitalicești. Acolo s-au dezbătut multe probleme și au fost luate punctual fiecare în această dezbatere, toată lumea având posibilitatea să-și exprime punctul de vedere și să argumenteze atunci când a fost cazul. Concluzia care se trage este că situația de acolo nu este una bună și era știut asta. Tocmai de asta, în trecut, Consiliul Județean a depus toate eforturile pentru ca să se ajungă la obținerea finanțării pentru spitalul nou, pentru că inițial în 2019 a mai fost o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care în urma evaluărilor unei comisii ce a fost la fața locului și a relevat situația din teren cu toate problemele respective, au luat decizia și acea hotărâre a stat la baza demersurilor ulterioare care au dus la obținerea finanțării pentru spitalul nou. Bun, am înțeles contextul. Acum, problema este așa. Spitalul... Concret, problema secției de oncologie a fost că odată predată locația, predat amplasamentul celor de la Compania Națională de Investiții care derulează acest proiect și care s-au ocupat de tot ceea ce înseamnă parte de achiziții, ca să spunem, pe înțelesul tuturor. În momentul de copertări, e bine știut, s-au descoperit și alte vicii și alte probleme care necesitau o reactualizare a proiectului în sine, descoperindu-se probleme la structura de rezistență. Asta a făcut ca lucrările să fie întrerupte și situația temporară la care se gândea toată lumea, de la manager până la reprezentanții ai CJ, medici și, nu în ultimul rând, bolnavi, să se prelungească și să nu mai putem să folosim această soluție temporară despre care vorbeam. Și dânsul a dorit să tragă un semnal de alarmă. Acum, despre spital și situația de la oncologie. Că aici noi zicem așa, oncologia. Ok, oncologia. Dar asta este pretextul pentru care s-a făcut. Asta a fost, într-adevăr... E pretextul, e factorul declanșator. Motivația pentru care ne-am și întâlnit, pentru că toate celelalte discutate... mai devreme sau mai târziu își vor găsi rezolvare. Dar așa. Aici e o situație care doare acum. Bun. Mai este o problemă.
care poate nu s-a discutat suficient ieri. Problema autorizării spitalului, reautorizării spitalului, care trebuie făcută în decembrie. Eu nu sunt convins acum că dacă nu apărea problema reautorizării spitalului, primeați acest memoriu de la manager. Problema reautorizării spitalului este o problemă extrem de gravă. În mod normal, spitalul nu poate fi reautorizat la modul în care se desfășoară lucrurile acum. Sau cel puțin, mare parte din spital nu poate funcționa. Nu sunt circuite, ați citit acolo întreagă tevatură. Ei, lucrul ăsta nu s-a discutat. Din punctul meu de vedere, ședința de ieri a fost bună, că s-au adunat niște oameni la o masă. A fost atins și acest aspect, da. Și în ceea ce privește numărul de paturi, iar domnul manager spunea că în mare parte cam tot ce i-a fost trasat ca măsuri de către DSP până la finalul anului vor fi realizate. Domnul prefect, haideți să vă spun ceva. Chestia asta, hai să acoperim în hârtii și sub un var lucrurile, nu rezolvă nimic. O să pun în conservare 40 de paturi, ceea ce înseamnă că se mărește un pic spațiu acolo și vom zice, vai, avem circuite. Va corespunde normativelor. Va corespunde normativelor. Așa am făcut și înainte și-au izbunit dezastrele din spital. Deci nu asta este soluția. Soluția este, în cât timp vom avea o secție de oncologie nouă? Cel mai devreme în 3 ani. N-aș fi chiar atât de pesimist, dar oricum, mai puțin de un an, nu cred. Eu nu cred. Până când se face licitația, dacă rămâne la CNI, contestații, mai vine un șmecher din București care își găsește o firmă din Roman care să lucreze în locul lui, CNI-ul îi dă voie să lucreze cu subcontractor și iarăși ne ducem înapoi. Nu cred, m-am săturat de poveștile astea. 2 ani, hai să spunem. Ce faci 2 ani? De ce nimeni în momentul acesta nu a pus o întrebare acolo, s-a zis, dom'le, chiar nu avem un spațiu în care să mutăm 2 secții care nu necesită o activitate neapărat în spital? I-am întrebat eu. Așa. Și am propus și niște locații, pentru că, într-adevăr, sunt secții care au o adresabilitate mai scăzută și care nu necesită o atenție medicală deosebită. Necesită, dar nu... În sensul în care să ai nevoie, să ai în preajmă cardiologie, UPU, ATI. Adică, spre exemplu, am propus secția de reumatologie. Am constatat că de asta am ținut să participe și șefii de secții și medici și că probleme ridicate, cum ar fi faptul că spre exemplu, în policlinica de la spital, programul se termină la ora 14. Și atunci cineva a ridicat problema de ce nu se prelungește programul, astfel încât să obținem niște spații în plus și să lucreze medicii să, în aceleași... Păi nu că se suprapune cu programul de la cabinete particulare. Ei, asta a fost răspunsul. Nu putem pentru că nu își mai pot desfășura activitatea la cabinetele particulare. Tot același răspuns l-am primit și în momentul când am întrebat, domnule, bun, eu nu sunt specialist, dar de asta v-am invitat aici, în calitate de specialiști. Sunt câteva spații. Există spațiul de pe Ștefan cel Mare, care este chiar al Consiliului Județean. Există corpul spitalului de la Bisericani, care e renovat, din câte știu eu, și am înțeles că este liber. Există spațiul la Bicas. Dacă se stă un pic cu lupa pe la Deghia SPC, găsim niște spații, chiar în Piatra Neamț. Chiar și nu și-a pus nimeni vreodată problema sau n-a venit cu intenția de a muta secția de oncologie. Atenție, pentru că au zis astfel de speculații. Nu, nu. Nu. Era vorba despre niște secții. De ce cu lucrurile astea redusă? Asta se poate face relativ repede. S-a discutat ieri în ședință și asta și s-a pus problema că niciun medic nu vrea să facă gărzi. Deci nu se poate să relocăm aceste Nu vrea să facă gărzi acolo. Nu vrea să facă gărzi nici acolo, nici aici, înțeleg, la reumatologie, pentru că, dacă am înțeles eu bine, cei de la UPU, de la internări, se ocupă și de urgențele de la reumatologie, când există ele. Deci, problema la spital e un pic mai complexă, pentru că e și o lipsă de personal, într-adevăr, pentru că erau medici acolo care reclamau asta și sunt secții care suferă din cauza asta, cum este, spre exemplu, secția de pediatrie, unde acolo
oamenii pe 70 de paturi înțeleg că cu un personal redus. Și într-o secție care nu este finalizată, da, nu este finalizată, teoretic acolo e un proiect neîncheiat, proiect făcut prost, s-a funcționat fără autorizație în șantier. O mulțime și înțeleg de reclamau dumnealor că n-au nici UPU acolo. Nu, este așa. Ei aveau nevoie de UPU, au spus, este UPU pediatrie. Exact. UPU pediatric există în toate spitalele serioase, nu duci copilul în UPU mare, îl duci într-o zonă specială și de acolo îl duci. O altă mai problemă departe pe care dânșii o reclamau și mi se pare într-adevăr corect ceea ce au spus, este că toată lumea le trimite, toți copiii sunt trimiși direct acolo, nu mai trec prin filtru UPU, pentru că nu există. Și atunci și un medic de familie îl trimite, tot acolo ajunge direct. Ei sunt, practic, deci, aglomerați. Vedeți, astea sunt problemele, pentru că am avut probleme la imagistică, am avut cu gărzile, probleme de la interne. Eu aș fi curios, chiar aș fi fost curios, se discute, dom'le, cum e cu gărzile astea? Că s-au blocat la un moment dat niște gărzi, nu s-au făcut, așa. Păi, hai să discutăm lucrurile astea. Și nu este normal, indiferent ce, că nu vrea medicul să facă gardă, foarte bine. Haide să găsim o soluție. Nu poți să ții bolnavii de cancer claie peste grămadă, să facă perfuziile în baie, pe ghiuvetă. Asta le-am spus și eu. Deci nu poți să ții că nu este, cum să spun eu, conform codului deontologic al medicului. Adică, stai o secundă, pe mine mă interesează bucățica mea, dar nu mă interesează chestia aia. Și hop, nu vreau, nu fac gardă. Ok, nu faci gardă, bun, dar poate nu vrei să mai lucrezi. Ah, că se închide secția. Păi poate ar trebui odată să se ia o măsură foarte drastică. Păi, hai să ne asumăm chestia asta odată. Să vedem. Să terminăm cu micii împărați. Nu e normal consiliul director să-i pună bețe în roate managerului sau o parte din consiliul director să-i pună bețe în roate. Sau am văzut ieri pe cineva care striga acolo, sunteți penali. Ok, domnul respectiv, un medic extraordinar, a venit acolo în calitate de președinte al Colegiului Medicilor. Da, le reproșa practic colegilor dumneavoastră. Păi stai un pic! Pentru ce-i Colegiul Medicilor? Deci, lucrurile. Și atunci, hai să punem cărțile pe față toate, să le discutăm. Nu să discutăm numai în stilul corectitudinii politice. Că, și vă întreb pe dumneavoastră, eu nu știu dacă v-a deranjat sau nu, dar pe mine m-a deranjat că nu am avut pe omul care răspunde toate investițiile în Consiliul Județean la ședință. Domnul Doru Conache. Înțeleg că a avut o delegație la București și a trimis reprezentanții, adică pe cei care erau manageri. Deci a fost delegat la București. Nu am datele exacte, dar a fost cineva care se ocupă de aceste proiecte și manager de L-am văzut. Pe mine nu m-a convins deloc. Două persoane. Pe mine nu m-au convins deloc, iar explicațiile au fost bâlbuite și nimeni n-a pus o întrebare. Simplă. Că nu știți, noi am renunțat la proiecte pentru că facem spitalul nou. Păi, dar cine v-a dat vouă voie să renunțați la niște proiecte care țin de sănătatea oamenilor din județ? Să renunțați voi din pix la proiectele astea? Cine v-a dat voie? V-a dat ordin cineva? Eu asta i-aș fi întrebat, tot erați acolo ca profesorul la tablă și cu băieții de acolo. Asta i-aș fi întrebat. V-a dat cineva ordin să renunțați la proiectele astea? Sau ați făcut-o din proprie inițiativă? Dumneavoastră ce credeți? Eu cred că, așa cum spuneau și ei, faptul că s-a obținut acea finanțare pentru nou spital a fost așa ca o... Cred că i-a mezmerizat pe mulți și mulți... Și, într-adevăr, e o realizare, nu putem să nu spunem, pentru că ne aflăm cu cea mai mare sumă acolo pe listă. Adică e o investiție necesară de zeci de ani de zile, care până la urmă a obținut finanțarea. Sperăm ca în curând să se semneze și contractul respectiv. Cred că a fost așa, ca un debușeu pentru mulți și au considerat că s-au rezolvat toate problemele. Bun, dar eu cred că dacă facem o statistică a
o statistică neagră la spital, s-ar putea să ne punem întrebarea asta. Este sau nu este o faptă penală faptul că s-a renunțat la extinderea UPU? Este sau nu este o faptă penală că s-a renunțat la proiectul fluide medicale? Deci, acolo înțeleg că el n-ar mai fi putut fi finanțat, explicau dânsii ieri, pentru că trebuiau făcute niște ajustări pe care nu le-au făcut. Deci, stați o secundă. Deci, nu putea fi finanțat că a fost întârziat, că n-au făcut ajustări. Și ar fi avut corecții și atunci ei ar fi trebuit să renunțe la câteva chestii din proiect de care n-au vrut să-l țină morții și înțeleg și n-au vrut să renunțe și atunci proiectul n-a mai putut fi. Pentru că înțeleg că au primit un e-mail de la minister care i-a anunțat că în forma respectivă ar fi primit corecții. Și dacă primeau corecții, dacă primeau corecții și salvau 50 de vieți în neamț. Problema fluidelor medicale era una importantă, mai ales că acolo înțeleg că în proiectul respectiv era vorba și de aspecte care țineau de ventilație, de siguranță exact. La incendiu și la câte, la câte corecții s-au făcut pe proiectele Consiliului Județean, mai ales că în cadrul acestui proiect consilierii și-au asumat prin hotărâre inclusiv aceste corecții. Este asta o hotărâre. O să vă uitați în dosar. Și atunci, de ce le-am retras? Poate salvam 50, poate un om, poate 100, le prelungeam viața. Și noi am retras, de ce? Că vin corecții. Cine ți-a dat voie ție, funcționar din CJ sau președinte sau vicepreședinte, să retragi un proiect de genul ăsta? Ți-e frică de cine? E o întrebare. Da, acum lăsând toate astea la o parte, ce se va întâmpla în continuare? Din punctul dumneavoastră de vedere, că dumneavoastră ați mediat. Păi din punctul meu de vedere, eu va trebui să transmit tuturor celor menționați în această adresă și putem enumera Ministerul Sănătății, DSU, Guvern, Consiliul Județean, aspecte surprinse acolo. Înțeleg că va urma o discuție și că la nivelul Ministerului Sănătății se va discuta zilele următoare, dacă nu greșesc, despre problema spitalului de la Piatra Neamț. Sperăm să avem niște răspunsuri de acolo. Urmând să analizăm și în CJSU, pentru că ieri a fost o ședință la care am dorit să ne lămurim pentru a nu propune unor oameni în necunoștință de cauză adoptarea unor hotărâri, să propunem și acolo, să vedem ce hotărâri ar putea fi adoptate care să ajute, deși în 2019 a mai fost, așa cum spuneam, o hotărâre și de atunci eu nu cred că situația s-a îmbunătățit, ci din contră. Sigur nu. Sigur nu. Bun, acum, știți cum e? Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și-o face de multe ori și cu mâna lui. S-a discutat, a existat o discuție și noi la Mesagerul am declanșat lucrurile. Apropo de asta și faptul că există, înțeleg, cabinete și spații închiriate în spital. Păi, și noi nu avem spații acum în spital. Adică, e o altă discuție, adică care vine tot eu aș fi, urmă. Eu l-aș fi așteptat ieri pe domnul Juncu să spună, domne, noi la medici acolo avem poate un spațiu excedentar, putem ceda un birou, două. Mă gândesc, na, nu știu. Dar altceva vreau să spun. Își caută și singur osânda. S-a discutat foarte mult despre declararea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț ca spital COVID. Și noi am spus, domne, era romanul inițial, că nu trebuia să intre în primă fază, a intrat în primă fază. Acum, din afară, lucrurile așa se văd. Este clar. Că a intervenit factorul politic, nu știu eu, nu mă pun în locul procurorului sau altuiva. Dar ce știu este că atunci, la vremea respectivă, fiecărui spital i s-a cerut să spună dacă poate să facă. Romanul a spus, noi n-avem decât un medic, nu putem, n-avem cum. Târgu Neamțul nu intra în discuție mai repede bisericaniu,
la Piatra Neam, s-a spus, da, domne, noi putem, avem aia. A. Că nu s-a discutat dacă spitalul în întregime va fi COVID sau ca alte spitale care au spus spitalul va fi COVID pe secția de infecțioase, unde avem posibilități, este o altă problemă. Dar când faci o hârtie într-o situație de genul ăsta, trebuie să știi și ce faci. Nu dai apă la moară cuiva ca să te poată toate executa. Demersurile de atunci, și mai discutam asta în trecut, conduc spre ideea că a fost o chestie forțată atunci. Da. Vor stabili procurorii. Asta vom vedea. Cât de mult și în ce fel s-a procedat. Bun. Domnul prefect, este o isterie națională în momentul ăsta pe tema traficului și mai ales a consumului de droguri, că traficul nu prea, consumul la noi. Noi nu prea ne legăm de rețelele de trafic alea mari și importante, că e periculos. Se pierd sinecuri, se pierd alte lucruri. Care este acum, la nivelul județului Neamț, în calitate de prefect și în măsura în care, situația din punctul acesta de vedere? Am văzut, am confiscat cânepă, am mai trimis 2-3 în arest. Pe mine mă interesează ca situație generală. În primul rând trebuie să spunem că județul nostru este unul cu risc. Și când spun cu risc, mă refer la faptul că foarte mulți părinți sau în foarte multe familii sunt părinți plecați în afară, ceea ce înseamnă că există copii care nu beneficiază de grija și de supravegherea unui părinte sau ambilor în unele cazuri. Ceea ce ne face să fim un județ cu potențial risc din acest punct de vedere. În al doilea rând au fost și cazurile celebre care au ținut și agenda publică câteva zile. Se pare că, într-adevăr, acest fenomen este unul care ia amploare. De aceea am zis, bun, nu ține de atribuțiile prefecturii neapărat, dar poate că ar fi bine să vedem ce se poate face în acest sens. Am discutat cu cei de la Antidrog și am stabilit împreună, într-o ședință la care au participat și reprezentanții ai părinților din licee și reprezentanții ai Inspectoratului Școlar General și cei de la Centrul Județean pentru Resurse în Educație, și am stabilit că ar fi bine, pe partea de prevenire, să acționăm într-un fel. Și prima decizie a fost să formăm 65 de consilieri școlari care ulterior să poată să meargă în toate unitățile de învățământ și să discute cu profesorii sau cu elevii despre consumul de droguri și despre pericolul la care se expun atunci când consumă aceste substanțe interzise. Mă bucur că nu mai durează mult și cei 65, înțeleg că au început acel curs de formare cu reprezentanții de la Antidrog. Fac mențiunea că pe județul Neamț există o singură persoană la această entitate care să se ocupe de problematica aceasta și de aceea mi-am dorit ca să lărgim echipa și mi s-a părut foarte de ajutor că avem acești 65 de oameni gata să ajute, profesioniști și care știu cum să facă acest lucru în momentul când vor finaliza acest curs de formare și au și acces la mediul de învățământ, la unitățile școlare. De aceea am reușit ca să suplinim, ca să zic așa, ceea ce ar fi putut să facă o singură persoană și să avem 65 de oameni pregătiți cu basic-ul necesar pentru a putea aborda această problemă în unitățile de învățământ. Asta ar fi primul pas. Apoi le-am transmis și o să le punem la dispoziție de fiecare dată când este cazul logistica necesară, sală și tot ceea ce au nevoie, organizare și tehnica, pentru a putea și pe părinți să-i informăm, pentru că sunt foarte mulți părinți care nu știu cum să abordeze această problemă, nu cunosc care este simptomatologia
unui copil care a consumat substanțe interzise și nu știu cum să abordeze această problemă. Și mi se pare foarte important ca și părinții să se alăture în această luptă și să poată să beneficieze de această informare de bază. De aceea, pasul următor, după ce cei 65 de consilieri școlari vor fi trainuiți, este să le oferim și părinților posibilitatea să acceadă, să aibă acces la aceste informații. În afară de asta, știți că a fost acea discuție cu aparatura de testare în școli și eu propuneam un program pilot prin care în câteva licee, și alesesem Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț, să punem la dispoziție o astfel de aparatură care să folosească doar în momentul când un părinte solicita acest lucru și fără a expune copilul în vreun fel unor eventuale repercursiuni în ceea ce privește bullying-ul ulterior. După discuțiile cu părinți de la acea întâlnire, soluția agreată de toți, dar nu definitivă, a fost că cel mai bine ar fi ca această aparatură, în loc să o punem în mai multe unități de învățământ și să reprezinte și un cost mai mare, să fie una mai performantă, care să poată să depisteze mai multe substanțe și să fie amplasată într-o locație la care să aibă acces toți cei din orașul respectiv. Adică să nu mai fie amplasată în școală, ci să fie într-un spațiu dedicat, undeva într-un dispensar sau un spațiu care să nu atragă neapărat atenție din acest punct de vedere și la care se poată apela părinții atunci când au nevoie sau au o suspiciune că copilul ar fi putut consuma aceste substanțe interzise. Cam aici suntem în acest moment. Dar ca semnale, bănuiesc că primiți semnale de la cei care se ocupă de acea... Dacă ar fi să ne plasăm undeva în raport cu alte județe. Nu suntem pe locuri fruntașe, ca să zic așa. În general, orașele centre universitare, orașele mari stau prost din acest punct de vedere al consumului de substanțe interzise în rândul tinerilor. Dar la noi înțeleg că a fost o problemă cu acele etnobotanice, pentru că nu sunt droguri din categoria celor scumpe, ca să spunem, dar au avut impact și au avut intrare pe piață, ca să spun, acele etnobotanice care nu prea au fost controlate din punct de vedere legislativ cum trebuie, pentru că acea listă se actualizează mereu, iar cei care le produc, ca să spunem, adaugă întotdeauna substanțe noi, astfel încât să nu mai corespundă celor de pe lista cu substanțele interzise prevăzute în lege. Acum, știți cum e? Una este ce se raportează și alta este realitatea de pe stradă, cum spunea. Acum, noi nu trebuie să uităm că am avut, de exemplu, două locații în care lume bună. Acolo era pentru VIP-uri. Deci lume bună consuma și există înregistrări, se știe, s-au luat niște măsuri, au fost câțiva ridicați, dar fenomenul, și o spun oameni care există în continuare. Sunt locații în care lucrul acesta se întâmplă. Eu înțeleg că urmărim să găsim rețeaua, dar parcă am spus o emisiune și nu mă ascund, un liceu din Piatra Neamț, un elev s-a dus la diriginte, domnul, știți, ăla vinde. Și ce pot să-i fac eu? Că l-am anunțat, s-a dus la director, am anunțat și ăla vinde. Adică lucrurile se știu, ăștia sunt cunoscuți. Nemernic cu acela unde a murit fata la Dumbrava Roșie, era cunoscut. El asta făcea. Și atunci ori legislația e prea blândă, ori îi lăsăm să vedem până unde ajunge. Da, e activitatea pe care cei care fac aceste anchete o conduc și
presupune anumite trepte în evoluția fiecărei anchete de acest fel, dar tocmai de asta spuneam, se pare că încă nu suntem pregătiți, iar dacă e să ne raportăm la ceea ce se întâmplă în celelalte țări din vest, e clar că fenomenul nu poate fi stopat, asta e clar. Dar putem lucra, putem acționa astfel încât pe partea de prevenire să nu se ajungă la consum. Ori dacă rata de recuperare a celor care ajung să fie dependenți în Uniunea Europeană este de doar 3%, vă dați seama cât de important este ca acești copii să nu ajungă să aibă contact cu aceste substanțe interzise, ei fiind informați cum trebuie la ce riscuri se supun. De asta mi se pare deosebit de important că vom avea practic o echipă de 65 de oameni care vor putea să informeze asta și, repet, și mai important, mi s-ar părea ca părinții să participe și ei la aceste ședințe ulterior și să informeze, pentru că e o problemă nouă cu care se confruntă societatea nemțeană, nouă în sensul în care ia amploare și trebuie ca toți să fim pregătiți și să știm cum să o gestionăm. Știre de ieri, de pe Mesagerul și 10H, Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne a dispus ca 6 polițiști să fie cercetați disciplinar în cazul fetei moarte în urma unei supradoze la Dumbrava Roșii. Deci, cred că asta spune multe. A murit o fată. Bine, nu mai discutăm contextul. Organizat de elevi, ba nu, ba da. Nu mai discutăm contextul ăsta. Eu tot spun că îmi doresc să evit politizarea unor subiecte, în primul rând, ca să nu ne cățărăm pe dramele unor oameni. În al doilea rând, mă interesează soluții, pentru că dacă stau să mă bălătăresc și să scot greșelile altora la iveală, nu ajută pe nimeni. A trebuit să vină corpul de control după ce a murit cineva. Acum, eu nu știu, exagerează corpul de control, că s-a mai întâmplat la noi controle de 2-3 ani ca să scoți un om din sistem. Exagerează corpul de control sau nu? Dacă nu exagerează, înseamnă că chiar este o problemă. Dacă 6 polițiști care erau însărcinați și acolo, dacă citești pentru ce, adică apropo de locul unde s-a comis fapta, de strângerea probelor, de toate astea, te întrebi, nu s-a dorit? S-a considerat că este o chestiune... Și acolo, vorbesc la secție, probabil, că nu s-a considerat că este o chestiune, băi, zice, acolo știm noi că ăla numai prostii face și probabil că așa, hai, lasă-o, că o ducem. Mai e și varianta absolut idiotă și nedemnă, în care am mai văzut mulți care dădeau vina pe victimă. Bun. Adică, deci, să vă spun ceva. Ea este, Dumnezeu să o odihnească și să așa, Ea are singura vină că nu s-a dus acolo unde trebuia să ajungă. Și-a dar plecat. Totuși avea 16 ani. Da, dar acel nemernic a profitat, a luat-o, a dus-o acasă cu părinții în casă. Cu părinții în casă. Adică era o normalitate acolo și de-aia mă gândesc că poate și polițiștii care s-au dus acolo au considerat că... E o normalitate. O să aflăm exact detalii din raport, mă gândesc, și poate să înțelegem ce au avut în intenție dumnealor atunci. O problemă care pornește tot de la un fapt tragic. Și vă întreb pentru că am purtat discuția zilele trecute. Deci acum un an și 2 luni, în cheile Bicazului, cădea o piatră și un om... Era lovit, un ieșean, a ajuns la neurochirurgie, nici nu știu dacă acum, deci oricum l-au transformat într-un fel de legumă. Acest fapt s-a întâmplat pe un drum, într-o zonă, într-o arie protejată, într-o zonă turistică, da? Cheile Bicazului. Atunci am lăsat să treacă 3 săptămâni, după care am făcut o anchetă și am obținut următoarele răspunsuri.
Primăria Bicaschei. Dom'le, noi nu le-am mai dat autorizații, că acolo nu se poate, că facem un puz. Și după ce facem puzul, vedem noi unde îi relocăm. La intrare sau la ieșire. Ariile protejate. Hașmașul mare, domnul Heghi, dacă nu mă înșel. Dom'le, zice, noi le-am spus că nu se poate să fie acolo. Ce să facem? E treaba primăriei și a drumurilor DRDP Brașov. DRDP Brașov, cu purtătorul de cuvânt, domnul Elecheș, a bolmojit-o timp de 3 zile și a bolmojit-o și a bolmojit-o și și-a dat în cap cu declarațiile. Concluzia era, domnule, treaba primăriei, noi dăm un aviz, dar nu l-a mai dat, că știți că noi încasăm niște bani, dar nu i-am încasat. Și tot așa. A trecut un an, am lăsat să treacă un an și o lună. Și am început din nou demersurile. Luna trecută, prefectura a organizat 2 acțiuni, o ședință și, pe urmă, la fața locului. După ce am văzut asta, am sunat din nou la primărie. Ce faceți? Păi facem puzul. Păi nu-i gata? Că e de acum un an. A, nu, că mai este, că nu ne-am înțeles cu locația, că un teren nu e... Dar 3 sunt bune, da? Și pe alea 3 nu se putea face? Nu, trebuie musai pe 4. Arii protejate. A, zice, domne, noi nu mai putem face nimic, că au câștigat în instanță. Ce au câștigat în instanță? Proprietatea asupra chioșcurilor. Da, asupra terenului? Nu. DRDP-ul Brașov a predat la DRDP Iași, ăștia de-abia au primit, trebuie să... Așa. Care e situația? Păi vă spun eu, a mai fost o acțiune cea în care s-a semnat acel protocol prin care eu le spuneam, domnule, nu e normal ca dacă tot s-au câștigat acel proces mult discutat legat de cheile Bicazu și de acea grănițuire. Treceți, domnule, acel sector de drum de aproape 4 km la DRDP Iași, nu? Bun. SDN Piatra Neamț ține DRDP Iași. S-a înfăptuit și acest lucru, după care acum o lună de zile, într-adevăr, i-am convocat pe toți la prefectură să discutăm care e situația acolo, pentru că unii spun că ține de administratorii parcului, alții spun că este atributul celor care au sectorul de drum, alții primarul și tot așa. Și atunci am zis, haideți, veniți toți la un loc să vedem care e situația. Cu ISC, cu OCPI, cu toată lumea. La prima întâlnire am căzut și CJ-ul, am invitat și CJ-ul. Apropo de zonă turistică și de tot. La prima întâlnire am avut o discuție, în urma căreia am decis să mergem și în teren și, într-adevăr, s-au identificat acele locații. Acum, problema acolo care este? De mult timp, toată lumea să chinuie în discuții, să rezolve problema și tot promit că se va întâmpla ceva, dar trebuie discutat concret. Acolo e o zonă turistică, așa cum ați spus. Sunt niște comercianți și poate că e și normal, cum e și prin afară, în alte țări, să existe și comercianți. Nu discutăm acum despre ceea ce se comercializează acolo și ce ar trebui să comercializeze și în ce fel sau cum să arate, dar trebuie să le pui, să le creezi posibilitatea să desfășoare această activitate. În siguranță. În siguranță. Nu numai pentru ei. Atât pentru ei, cât și pentru cei care opresc și vor să cumpere de la ei. Și atunci le-am spus în felul următor. Dacă, cum facem de ani de zile, tot spunem, bă, voi trebuie să dărâmați, ăia spun, noi avem hotărâre judecătorească, suntem proprietari pe chioșc, pe căsuțele respective, nu pe teren. N-aveți voie să vă atingeți de ele și toți stau și să uită la ei, nu o să rezolvăm nimic. Haideți să facem ceva concret. Mergem în teren, identificăm locurile, Consiliul Județean, împreună cu primăria, propuneți niște amplasamente, faceți și căsuțele respective care să, din punct de vedere arhitectonic, să aibă un singur model sau două, și să fie ceva unitar și frumos și din punct de vedere estetic, și apoi le închiriați. Dar nu puteți să le solicitați nici celora care să folosesc și ei de actele pe care le au. N-au domnule, niciun act. Nu, asta cu hotărârea judecătorească, spun. Domnule, plecați, dar nu le oferiți nimic în schimb. Deci e clar, dacă cineva vrea să rezolve cu adevărat această problemă, și eu înțeleg că acum și cei de la parc au fost de acord, pentru că eu am vrut să iau pe toți acolo alături și să spună
ce are de obiectat fiecare, ca să nu vină pe urmă să zici că știți, n-am știut domnul sau prefect, n-am vrut. Domnul prefect. Toate locațiile sunt bune și rezolvă și problema. Domnul și prefect. Pun și participanții la trafic în siguranță. Ar trebui asta rezolvat. Dar eu vă întreb așa. În România, eu din câte știu, există legi. Că ele sunt respectate sau nu, mai mult sau mai puțin. Dar aici vine cineva și spune, domne, eu am proprietatea chioșcului, așa. Bun. Eu astăzi mă duc și iau un chioș de ziare care stă degeaba aici și mă duc și îl pun în cheile bicazului. E proprietatea mea, da? Îl pun acolo. Pot să-l pun? Nu. Nu. Păi dacă tu nu ai autorizație de funcționare, nu ai, n-ai avut certificat de urbanism să pui chioșul acolo și toate alea, nu ai autorizație, nu ai aviz de la parc, nu ai au aviz. Au avut aviz de la drumuri. Au avut aviz de la drumuri, de la DRDP Brașov. Brașov. Eu vă spun da. Că DRDP Iași nu le va mai da. Absolut. Asta acum eu vă citesc ceva. Avem din 1997 o lege, nu mai știu exact care, parcă 43, ceva de genul ăsta. 43 din 1997. Care are un articol, care e întâmplătorii tot 43, care spune așa. Pe drumurile publice sunt interzise A. Ocuparea sub ori, E, pardon, punctul E și J, da. Rest. Ocuparea sub orice formă a părții carosabile. Nu e cazul chiar partea carosabilă, deși dar câteodată sunt în zona de siguranță a drumului. A acostamentului, a zonei de siguranță a drumului, a podului, a stațiilor de transport, a spațiilor de control sau serviciul administratului drumului, a șanțurilor, a trotuarelor, a pistelor și a zonelor de siguranță ale drumului, precum și afectarea stării de curățenie a acestuia. Și la punctul G, J, spune, pe drumurile publice sunt interzise, printre altele, comerțul ambulant. Acum, dacă se aplică această lege, oricare dintre actorii de acolo, Heghi cu Hăjmașul, Oniga cu primăria, sau primăria cu Oniga, DRDP-ul, ISC-ul sau oricine, se duce și spune așa, domnul polițist, este încălcată legea, sunt pe spațiu de siguranță, vă rog frumos, aplicați legea. Domnul polițist se duce și spune, aveți autorizație de funcționare? Nu. Ăsta e chioșcul meu. Foarte bine. Domnul primar, domnul Heghi, haideți să găsim o soluție, să pe banii cuiva găsim poate un sponsor, să vină un autotren, să-i ridicăm cu grijă chioșcul de acolo, să nu îi se strice omului, să-i trimitem ca să eliberăm spațiu potrivit acestei amărâte de legi. Ce ne oprește să facem asta? Eu nu cred că pot să-l ridice fără să-l strice, în primul rând. Da, asta este. Deci, atunci, eu fac un îndemn. Oameni buni, aveți pe acasă chioșcuri cașcarabete? Luați-le și duceți-le în cheile bicazului. De ce? Pentru că acolo, în timp, cineva o să aibă grijă să vi le ridice fără să se strice. Dacă strică, primiți o despăgubire. Deci, am prefect, la modul cinstit, ne ascundem. Ce hotărăști de Cătoresc Cristia că e proprietar pe chioșc? Foarte bine. E proprietar pe chioșc. Și dacă moare un om, cine răspunde acolo? Proprietarul chioșcului? Nu cred. Dar dacă moare proprietarul chioșcului, cine răspunde? Cine îl despăgubește? Eu cred că ar trebui... Unu, să identifice rapid locurile, să nu mai bată în cap. Sau identifică. Să nu mai bată în cap cu nu știu ce studii, că nu durează un an jumate un studiu. După care... A fost și proiectantul acolo invitat. Să nu fie același de la spital. Nu, nu e același. Sper să nu fie același de la spital. Nu, e unul de aici, da. Local. Un om cum se cade. Și înțeleg că lucrarea era deja avansată. Apropo de ce spuneați că v-a transmis și primarul de acolo,
dar urma să încheie și un contract pentru a fi finalizat și să-l la bun sfârșit. Da, dacă nu găsiți contract, veniți la noi, găsim un sponsor ca să rezolvăm problema. Adică omul întrerupsese lucrarea pentru că nu, nu se încheiase încă contractul cu primăria, acum înțeleg că s-a rezolvat problema asta. Deci, de ce am insistat pe aspectul ăsta? Sunt sute de asemenea cazuri în care legea este ocolită pentru motive puerile. Mie mi se pare ăsta un motiv pueril. Adică, dom'le, ăia sunt fără autorizație, nu plătesc nimănui nimic. E ok. Au avut pe vremuri, plăteau la primărie. Plăteau la primărie. Metru pătrat. Da. Ilegal. De asta i-am și spus domnului primar. Dom'le, eu înțeleg. E un aport ilegal și la bugetul comunei. Dar mută-i în condiții legale, astfel încât să poată toată lumea să... În ce condiții încasa primăria legea? Niște bani dacă nu putea să le emite autorizații? N-aș ce pare? Să vă spun. Păi este o întrebare. Da, uite că a trecut aproape o oră, domnul prefect. Ce alte probleme mai avem? Suntem în prin proces de reducerea cheltuielilor statului. La prefectură se aplică? La prefectură, ce să vă spun, se aplică, dar prost. În primul rând avem acolo sub 40 de salariați și e cam dificil să ne desfășurăm activitatea așa. Iar dacă mai ai și un subprefect care găsește clemență pentru unele din servicii, atunci se îngreunează și mai tare. Nu înțeleg despre la ce vă referiți. Păi cât am lipsit și am fost în concediu o săptămână, colegul meu, domnul subprefect, a semnat pentru mutarea unuia dintre lucrătorii de la serviciu de pașapoarte. Unde? Nu știu, undeva în MEAI, în sistem oricum. Deși organigrama și numărul persoanelor de acolo e total deficitar, cum de altfel se întâmplă și la permise și în matriculări, unde funcționăm cu 11 oameni din 27 și am ajuns deja, cred că, cu programările la 50 de zile. Bun, acum, cum să vă spun? Apropo de stat și de reforma asta, cred că foarte simplu s-a rezolvat dacă din primării, și nu dăm nume, și Consilii Județene, s-ar muta angajați sau și-ar găsi loc de muncă în instituții unde chiar este nevoie de ei. Și peste tot este nevoie, credeți-mă. Adică au fost aceste controle, fie că au fost cu azilele, fie că au fost cu stațiile GPL, fie că au fost diverse misiuni de control pentru centre care oferă servicii sociale. Sunt unele zone unde din 5 salariați, 2 sunt confirmați cu cancer. 2 femei și au mers în control în fiecare zi. Și acolo e deficit de personal. Persoană. Sunt la Iscir. Am avut de controlat și avem în continuare aceste stații GPL. O singură persoană pe tot județul. Ea între 3 și 4 ore în funcție de tipul complexitate, da. Și de complexitate să verifice numai documentele. Nu doar la fața locului, da. Apoi urmează partea de documentație. Adică, ce să vă mai spun, ISC vreo 7, Garda de Mediu 9, ISCTR, am mai povestit, cu un singur cântar 6 oameni. Și eu vreau să-i trimit pe două drumuri, să facem o acțiune simultan. Am descoperit nici că n-avem cum, că nu se poate, neavând cu ce, și trebuia să apelăm la alt județ să ne împrumute o întreagă nebunie, dar n-aveam nici măcar o platformă licențiată și conformă care să le poată oferi posibilitatea să facă acest control pe un drum pe unde zeci de ani de zile au circulat camioane cu lemne și nimeni se pare că n-a controlat și nici nu s-a gândit vreodată că acolo ar fi trebuit montată această platformă, mai ales că sar, după cum vedeți, bucăți din poduri, drumurile pline de burdușiri și de denivelări din cauza nerespectării tonajului. Acolo ar trebui luați din primării, din CJ-uri și mutați la aceste instituții care trebuie să vegheze la aplicarea legii. Și dacă nu se poate altfel, poate detașați.
s-au detașat. În, în interesul legii, în interesul... Da, da, problema e că salariile nu sunt atractive în aceste instituții, cum sunt în primării, și atunci nimeni nu se îndreaptă către aceste posturi. Toți pleacă de aici în primării. Eu am o problemă cu... Oricum, suntem, nu stăm bine deloc. Infrastructura, fie că vorbim de cea rutieră, fie că vorbim de cea în sănătate, că tot am discutat școlară. La începutul școlară, de, sub toate aspectele, rețele, canalizări, e învechită, e îmbătrânită, e de pe vremea bunicilor noștri de acum și problemele vor fi din ce în ce mai des. Da, și unde este nouă, este iar făcută... Iar politicienii trebuie să fie atenți și la faptul că mai trebuie să investești și în zone care nu se văd, cum ar fi țevi de sub pământ. Păi... Nu numai asfalt. Domnul prefect, la asfalt acum azi dimineață, în ultimii la asfalt... 5 ani din 730 de kilometri cât are, spre exemplu, CJ-ul în administrare, s-au asfaltat și s-au modernizat aproape 500. Da, la asfalt 150 stăm de pământ. Da, vă trebuie și țevi. Domnul prefect. Gaz. Azi dimineață mă opresc doi oameni chiar aici în față și îmi povestesc, dom'le, și am auzit că se bagă gaz. Zice, la acolo, acolo, acolo. Zice, la mine, la parcă Ghereiești Noi. Da. Dom'le, s-a băgat gaz. Și știți câți oameni s-au cuplat? Nu s-au racordat, nu? Păi de ce nu s-au racordat? Nu că n-ar fi vreun neaparat. Zice, dom'le, 5.000, nu știu ce, ăla 3.000, țeava de la tine în casă încă 100.000, omul își face un calcul simplu. Cu banii ăștia îmi iau lemne și stau 5 ani. Nu-i totul să duci. E cu dus întors și cu calculul ăsta, că și eu mi l-am făcut cu panourile alea solare și acum îmi pare rău că n-am pus. Da. Deci toate lucrurile sunt legate. Prețurile la utilități fluctuează. Asta e un alt aspect. Văd că în Uniunea Europeană au scăzut prețurile, dar noi încă se menține. Dar noi suntem un exemplu pentru Uniunea Europeană. Da. Noi suntem un exemplu la energie mondial. Mă mir că nu au venit extratereștri să învețe de la români cum e cu energia. Pentru că noi avem panouri fotovoltaice, producem, dar nu putem da energia în sistem, că nu poate ține sistemul. Cum se întâmplă în Dobrogea, înțeleg acum. Deci nu poate ține sistemul și atunci, așa, și atunci inventăm ceva. Ce inventăm? O firmă dă în judecată fondul de mediu, câștigă și se blochează tot proiectul cu panourile fotovoltaice. Toți deștepții care au stat și au tremurat să intre în alea 3 minute, într-un minut jumate, să beneficieze de panouri, acum unii au plătit și avansuri, unii și-au plătit în plus ca să pună mai mult, acum stau și... Cam așa fac. Pentru că suntem un stat foarte bun. Domnul prefect, cum e cu GPL-ul la final? Că am depășit deja cu un minut. Păi, față de informările pe care le-am făcut inițial, mari probleme ulterior nu s-au găsit. Din cele 22 de stații cărora le-a fost sistată activitatea în primă fază, 17 și-au redeschis-o, pentru că au obținut între timp unele din avize. Și era vorba la cele 17 de cel de la Insemex, care era expirat. Controlele continuă, o să informăm la fel periodic. Probleme deosebite n-au fost. E o problemă serioasă legată de autorizare și de felul în care ele au fost autorizate de către primării. Eu, așa cum spuneam, spre deosebire de ceea ce era menționat în ordinul viceprim-ministrului, și ceea ce s-a mai întâmplat prin țară, am ținut neapărat să fie prezenți și cei de la ISC în această comisie care a desfășurat misiunea de control. ISC, haideți să spunem, Inspectorat de Stat în Construcții, pentru a verifica, pe lângă aspectele legate de siguranță, și modul în care au fost obținute aceste autorizații. Sunt probleme și când se termină toată analiza o să le punem la dispoziția opiniei publice. Ne oprim aici, că am intrat în ora următoare. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mie nu-mi rămâne decât să sper că se va intra undeva într-o linie dreaptă cu chestiuni constructive, nu cu discuții constructive, cu chestiuni constructive la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și în rest mai vorbim.
cele bune, multă sănătate tuturor. Aveți grijă că nimeni n-are, ca să fie foarte clar. Numai bine, sănătatea.